Din 2010, Florin Croitoru a luat medalii la fiecare ediție a europenelor. În acest an, la Tel Aviv, a câștigat aurul de două ori. Pentru performanțe trebuie să crești în tine. Dacă nu crești tu în tine, atunci cine să mai creadă? Are 20 de ani și este una dintre speranțele României pentru jocurile de la Rio. În 2012, la Londra, Croitoru s-a clasat pe 9, dar peste 2 ani, în Brazilia, speră la mai mult. La Rio, visul meu este să-i dețin o medalie olimpică, ori de orice culoare, nu contează. Duminică de la ora 17 pe TVR1, Florin Croitoru va veni la Sport Plus pentru a dezvălui strategia sa pentru o medalie olimpică.